gente. Legal, que da hora, gente. Primul lucru care repetăm, ce a pus și elementele sale. Ce a pus și elementele sale. Definiția cercului. Se numește cerc, se numește scrie în același timp cu mine, da? Se numește cerc, se numește cerc, mulțimea punctelor, că eu, și cerc este o mulțime de puncte, că noi am făcut mulțime de puncte, mulțimea punctelor din plan, mulțimea punctelor din plan, se numește cer. Mulțimea punctelor din plan. Foarte bine, vezi că poți să ții. Egal depărtate de un punct fix. Egal depărtate de un punct fix. Numit centrul cercului. Centrul cercului. Da? Deci se numește cerc. Mulțimea punctelor din plan egal depărtate de un punct fix numit centrul cercului. Foarte bine. Acum, haideți să facem un cerc toată lumea. Ia să vedem, care elemente? Avem centrul cercului. Centrul cercului. Asta este punctul O, care se numește centrul cercului. Da? Dacă iau un punct pe cerc și unesc centrul cu centrul, cu punctele pe cerc, obțin ceea ce vom numi rază. Scriu aici, rază. Da? Și zicem raza. Scriem raza, segmentul, ce unește segmentul, ce unește centrul cercului, segmentul, ce unește centrul cercului,
cu un punct pe cerc. Pe segmentul ce unește centrul cercului, cu un punct pe cerc. Așa. Acum dacă unesc două puncte pe cerc, deci am luat două puncte pe cerc și le-am unit. În momentul în care le unesc, obțin ceea ce se numește coadă. Da? Și zicem coadă. Segmentul ce unește două puncte pe cerc. Două puncte pe cerc. Deci coarda, segmentul ce unește două puncte pe cerc. Dacă unim două puncte pe cerc și ducem coarda care trece prin centru, aici avem o coardă care este cea mai mare coardă. Această coardă care trece și prin centrul cercului se numește diametru. Și zicem diametrul. Diametrul. Diametrul este cea mai mare coardă. Este cea mai mare coardă. Cea mai mare coadă care trece prin centrul cercului. Ce scrie după cea mai mare? Coadă. Cea mai mare coadă care trece prin centrul cercului. Diametrul este cea mai mare coadă care trece prin centrul cercului. Deci, rază, coadă, diametru. Iată care sunt elementele foarte importante ale cercului. Bun. Dacă vom considera porțiunea asta de cerc situată între două puncte. Hai să mai construim un cerc. Și aceste două puncte pe cerc îmi formează, îmi fac pe cerc o porțiune de cerc. E această porțiune de cerc care este situată între aceste două puncte, porțiunea asta de cerc poartă numirea de arc de cerc. Deci, arcul, aici avem un arc de cerc. Mai avem un arc de cerc. Ăsta este al doilea arc de cerc.
Deci avem două ori de cerc. Avem un arc mic și un arc mai mare. Aici avem arcul mic AB și punem așa AB și punem deasupra semn de arc. Arcul mare AB și notăm tot așa cu un arc mic. Deci arcul mic și arcul mare, da? Arcul AB. Dacă notăm cu O centrul cercului și unim și construim razele AO și OB, arcul AB se spune că formează un unghi cu vârful în centru, unghiul AOB. Și zicem, unghiul AOB este unghiul la centru sau unghiul cu vârful în centrul cercului, unghiul cu vârful în centrul cercului. Deci, unghiul AOB este unghiul cu vârful în centrul cercului format de arcul AB. AB cu semnul de arc. Deci, unghiul AOB, repet. O să pun și celălalt unghi, așa. Acum am scris pe secretul ăla, da? Bun. Bun, deci unghiul AOB este unghiul la centru, repet, format de arcul AB. De? Până aici ai cap? Bun. Prin definiție, un arc are aceeași măsură ca și unghiul la centru. Ați putut asta? Ați putut, da? Deci, zicem, observație. Arcul AB are aceeași măsură ca și unghiul la centru. Aici arăși? Am înțeles? Bun. Uite-te un pic cum măsură unghiurile, ca să înțelegeți și mai bine. Păi, noi știm că instrumentul de măsură care îl folosim pentru unghiuri era raportorul, da? Uite, era raportorul. Să zicem că avem unghiul AOB. Ia uitați-vă la unghiul AOB. Aici este unghiul A, O și B. Și cum măsurăm unghiul AOB? Păi, ca să măsurăm unghiul AOB, care este unghiul la centru, practic noi ce măsurăm? Noi măsurăm aici, pe raportor, noi măsurăm porțiunea asta de raportor, cuprinsă între punctul de aici, până și merg până aici. Iată de ce un unghi are 60 de grade. Pentru că eu, de fapt, când măsor pe raportor, eu voi măsura porțiunea asta de cerc de aici. Raportorul, adică, este și el o bucățică dintr-un cerc. Este o bucățică dintr-un cerc. Și eu, de fapt, am măsurat 60 de grade pentru unghiul acesta la centru. Iată că noi când am
folosit raportorul, practic, deja am folosit această, acest instrument, am folosit această teoremă. Da? Eu pot să fac foarte bine un cerc. Un cerc care să aibă cerc. Să aibă centru aici. Să aibă raza egală cât jumătate de raportor. Da? Și eu, practic, dacă eu construiesc tot cercul, o să ducem chiar acolo, da? Eu dacă voi construi tot cercul, eu, de fapt, am construit o bucățică de... Am măsurat cu raportorul, am măsurat... am măsurat o bucată din arcul de cerc. Și iată cum teorema, ceea ce am făcut înainte, măsura unghiului la centru, de fapt, este egală cu măsura acestui arc măsurat pe raportul. Da? Și unghiul de 60 de grade, eu de fapt știu că face 60 de grade, deoarece bucata de raportor, care este un arc de cerc, are măsura tot de 60 de grade. Nu, suntem atenți, da? Eu am explicat aici legătura între raportor, arcul, unghiul la centru și arcul de cerc. Bun. Continuăm cu alte elemente, și anume la punctul 2 a lecției. Interiorul. Și exteriorul unui cerc. Interiorul și exteriorul unui cerc. Și interiorul și exteriorul unui cerc. Interiorul. Interiorul unui cerc reprezintă toate punctele care sunt situate în interiorul conturului cercului. Da? Deci eu ca să văd interiorul unui cerc. Practic, tot ce se află în conturul acestui cerc poate numirea de interior. Și pot foarte bine să marcăm punctele care se află în interior. Centrul cercului și aici avem interiorul cercului. Nu, doar să scriem aici interior, cu creier, da? Vom nota, notăm, interior, int, de, aici puteți face așa un ce mai, sau ce simplu, dar cerc de centru O, și rază, să zicem, o rază R. Interiorul cercului de centru O și rază R. Te faci așa, ca să notăm cercul, să nu fie ce călău, da? Să fie un ce mai ornamental. Deci interiorul cercului de centru O și rază R, mulțimea punctelor, mulțimea punctelor, situate, deci mulțimea punctelor situate în interiorul conturului. Da, interiorul cercului. Cred că conturului.
Iar bineînțeles că toate punctele care sunt situate în afara cercului vor forma exteriorul cercului. Deci aici avem parte, porțiunea de exterior. Vom nota cu est. Exteriorul cercului. Interiorul cercului. Da? Și zicem. Est de la exteriorul cercului de centru O și rază E. Da? Mulțimea punctelor situate în afara punctului. Situate în afara punctului. Și mulțimea punctelor situate în afara punctului. Exterior. Poziția unui punct față de cerc. Poziția unui punct. Poziția unui punct față de cerc. Poziția unui punct față de cerc. La fel, am construit un cerc. Punctul este în interior. Avem punctul A. Punctul A este interior cercului. A, zicem, punctul A este interior cercului. Și zicem A aparține interiorul cercului. Poate rezumi. A aparține interiorul cercului. Uitați-vă prin ce se caracterizează un punct interior. Dacă eu unesc, pe o coa și îl compar cu raza, cum este oa față de raza? Oa prelungesc până atinge cercul, aici e B. Aici este oa, aici este OB. OB-ul se vede că este rază. Punctul A este interiorul cercului, dacă și numai dacă
Oa este mai mic decât raza. Deci, iată condiția ca un punct pe interior cercului. Da? Oa mai mic decât raza. Și iată o condiție foarte puternică de a caracteriza un punct în interior. Deci, punctul A este interior cercului dacă Oa mai mic ca R. Punctul A este pe cerc. Punctul A este pe cerc. Punctul este pe cerc, nu ziceam punctul A. Punctul este pe cerc. O să zic mai de acum ca să mă termină să văd. Dacă e așa o lăsă. Mi-a învățat definiție, nu mi-a învățat. Notiție nu e ei, dar să-i tot cum a trebuit. E nu așa scos. Punctul este pe cerc. Hai să nu luăm punctul A, să luăm punctul B. Un punct B este pe cerc. Cât punctul este pe cerc? Atunci când îl construiesc pe OB, cum este? OB face fix raza. Da? Punctul este pe cerc, zicem, B aparține cercului dacă OB egal cu raza. Deci punctul este interior înseamnă OA mai mic ca raza. Punctul este pe cerc înseamnă OB egal cu raza. Punctul este exterior cercului. Punctul este exterior cercului. Punctul este exterior cercului. Ia să vedem prin ce este caracterizat un punct exterior. Ce este mai mare? Așa. Păi dacă l-am construit pe OC, OC la un moment dat taie cercul într-un punct. Da? Și aici avem raza. Aici avem raza. Și din coace este OC. OC-ul, ca lungime, e mai mare diferență. Da? Și zicem, ce aparține exteriorului cercului dacă OC este mai mare decât raza. Deci ce aparține exteriorul cercului dacă OC mai mare decât raza. Deci punctul este interior, să reținem legătura. Un punct este interior dacă OA mai mică decât raza. Punctul este pe cer dacă OB egal cu raza. Punctul este exterior dacă OC mai mare decât raza. Da? Deci iată cum se caracterizează poziția unui punct față de cer. Până aici e clar? Și aici mă dați. Da. Punctul 4. Poziția unei drepte față de cer. Poziția unei drepte față de cer. Drepte față de cer.
atunci, și avem o dreaptă care trece prin afara cercului, zicem că dreapta este exteriorul cercului. Deci avem o dreaptă A și un cerc. În acest caz, dreapta este exterioară cercului. Dreapta este exterioară cercului. Dreapta este exterioară cercului. Să vedem ce condiții avem ca dreapta să fie exterioară cercului. Să nu aibă niciun punct. Da, și oare cum se poate caracteriza că dreapta este exterioară? Distanța de la... Distanța de la centrul cercului la... dreaptă. La dreapta este mai mare decât la... Corect. Deci așa vreau să fac. Trebuie să facem această distanță. Pentru aceasta, o folosi echerul. Sprijinim echerul. Ne sprijinim echerul de dreaptă. Punem o latură a echerului, punem pe dreaptă. Aha. Am pus echerul, punem echerul pe dreaptă și cu cealaltă latură vin pe în centru. Da? Și unim. Am unit. Aici marchem unghiul de 90 de grade. Da? Deci am marcat și unghiul de 90 de grade. De jos unghiul de 90? Nu sunt unghiul de 90. Așa. Iată distanța. Distanța de la centrul cercului O la dreapta. Aici este distanța. Și iată raza. Raza este aici. Este distanța de la centru la un punct pe cer. Aici avem raza. Și aici avem distanța la dreapta, la dreapta care am construit-o noi afară și am notat-o cu amic. Dreapta este exteriorul cercului. Deci dreapta este exteriorul cercului. Dacă D, care este distanța, repet, de la centrul cercului la dreapta, este mai mare decât raza. Și iată condiția ce ne caracterizează nouă o dreaptă exterioară. Această distanță trebuie să fie mai mare decât raza. Deci, dacă D mai mare decât mai mare. Așa. Să construim acum, deci, dreapta exterioară cercului, da? Alt cerc. Hai, băbuța, alt cerc. Așa. Ia din nou centru. Ia să văd dacă ai ori cu bun. Și păcuța e accentul cercului. Din ochi, unde e accentul cercului? Accentul cercului? Da, unde se pare că este? E un punct în interior, trebuie să-i știu că e accentul. Acolo. Bun. Ei, l-ai luat din ochi și acum fii atent. Hai să construim o dreaptă care să taie cercul într-un singur punct, să atingă cercul într-un punct. Ia construiește-l la pe dreapta aceasta.
Deci ducem o dreaptă care se intersecteze cercul într-un punct. Hai, să trasăm. Cum se cheamă această dreaptă? Cum se numește? Dreapta este tangentă cercului. Dreapta? Dreapta este tangentă cercului. Dreapta este tangentă cercului. Dacă intersectează cercul, într-un punct. Deci asta este tangentul cercului dacă intersectează cercul. Deci asta dacă intersectează cercul într-un singur punct. Hai să facem distanța într-un punct, într-un singur punct. Să facem tot așa triunghiul. Tot așa vreau perpendiculara. Și oare unde crezi că va fi perpendiculara asta dusă? Chiar în punctul de intersecție. Când pun aici echerul, echerul va pica fix în punctul în care dreapta intersectează cerul. Aici am făcut și îmi duci perfect la clasa aici. Da? Și aici avem, repet, care intersectează, avem o dreaptă care intersectează cercul într-un punct. Aici avem D, care este distanța de la centrul cercului la dreapta dată. Ce se întâmplă? Cum este distanța comparativ cu raza? Exact, egal cu raza. Dreapta este tangentă cercului dacă D egal cu el. Da? Deci dreapta este tangentă cercului. Distanța aceasta e egal cu raza. Aici avem distanța. Și tot aici o să avem și raza. Cele două elemente sunt egale. Distanța și raza. Deci până acum avem dreapta exterioară, dreapta tangentă. Da? A treia situație, tot așa avem un cerc. Se-și fac repede cerc, doar ești miști, da? Da, i-am picat doar... Așa. Să văd toate desenele făcute rapid. Da. Să îți folosești pe tot cerul. Dar îmi și așa. Da, dar uite ce cerc mare ți-ai. Știu. Păi și bun așa, să fie mare. Bun. Aici avem o dreaptă care intersectează cercul în două puncte.
Aici este dreapta, dreapta care intersectează cercul în locul D. Spunem că dreapta este secantă cercului. Dreapta este secantă cercului. Dreapta este secantă cercului. Bun, tot așa să construim distanța de la centrul cercului la dreapta. Și am construit perpendicular, da? Aici este distanța de aici este centrul cercului. Aici avem distanța, dacă prelungim acest segment, acest segment se vede că prelungit iar taie cercul. Și atunci aici este raza. Dacă este să compar distanța cu raza, dreapta este secantă cercului, dacă distanța mai mică de raza și dacă intersectează, am uitat să scriu, dacă intersectează cercul, dacă intersectează cercul în P, dacă intersectează cercul în două puncte, nu scriem, nu, ai auzit dictarea, dragă, aici. Nu mai întreb ce scrie, asculți și ți-ai repetat ideea, dacă intersectează cercul în două puncte. Așa, D mai mare decât R. D mai mic decât R. D mai mic decât R. Deci, nu te mai întreb ce scrie. Ai ascultat profesorul care era și la clasă, el îți spune cu voce tare și tu scrii după ce ai auzit de la explicații. Nu trebuie să te uiți de tavă, tu trebuie să asculți și să nu caști. Da? Că dacă tu ai căscat în momentul ăla, s-a terminat cu explicația, profesor. Când caști, mai ai. Ești atent la căscat. Deci nu trebuie să te uiți la tavă. Încearcă să asculți și să scrii rapid în timp ce poți să scrii înaintea profesorului la tavă. Da? Deci iată elementele care încarpezează dreapta. Dreapta poate fi exterioară. Și dacă dreapta este exterioară, distanța e mai mare decât raza. Dreapta poate fi tangentă și dacă dreapta este tangentă, distanța e egală cu raza. Sau o dreapta poate fi secantă și atunci distanța este mai mică decât raza. Până aici e clar? Și continuăm. Punctul 4. Pozițiile 5. Pozițiile relative, pozițiile relative a două cercuri.
pozițiile relative adăugate. Ai scrisoare? Așa. Haideți să desenăm două cercuri de rază diferite. Avem un cerc mai mare. Și un alt cerc mai mic. Aici este punctul A, centrul primului cer, punctul B. Unim pe A cu B. Să zicem că R mare este raza cercului mare. Să zicem că R mic este raza cercului mic. Cum este AB față de suma aceasta, R mare plus R mic? Ce zici, Ravici? Cum e segmentul acesta față de astea două? Este egal. Ăsta de aici e egal cu astea două? Nu. Nu. Cum este el? Deci, tu dacă pui cap la cap segmentul de aici cu segmentul de aici, cum este față de tot segmentul ăsta? Ca mărime? Da. Ca mărime, adică mai mare, mai mic, egal? Mi se pare mai mare. Mai mare, sigur că da. Deci, AB-ul ăsta, care înseamnă tot, e compus din R mare, din R mic și încă o bucată care se află aici. Nu? Și atunci, cele două cercuri care sunt unul în afara altuia se numesc cercuri exterioare și zicem cercurile se numesc exterioare. Deci cercurile se numesc exterioare. Iar AB, care este distanța dintre centre, da? Deci dacă iau distanța aceasta de la un centru la celălalt, AB este mai mare decât suma razelor, decât R mare plus R mic. Deci cercurile sunt exterioare. AB e mai mare ca R mare plus R mic. Da? Deci iată cum avem două cercuri. Poate să fie exterior. Dragi, ascultă dictare. Dacă eu am zis R mic, tu de ce ai scris R mic? R mic. R mare plus R mic. Am zis R mare plus R mic. Ai ascultat R mare plus R mic. Ai scris R mare plus R mic. Păi să scris, da? Așa. Altă situație. Când cercurile tot așa sunt în afara unul altuia, și totuși ele, când le construim, la un moment dat, se pot atinge într-un punct. Deci, aici este A, B, aici avem pe R mare, aici avem distanța AB, aici este un punct, să notăm noi cu T, de la A la T, pentru că unește centrul cercului cu un punct pe cerc, AT-ul va fi R mare. De la B la T, pentru că unește centrul cu un punct pe cerc, ăsta va fi R mic.
cât este AB față de R mare plus R mic. Hai, cât aștept. Așa, copilul. Ia uite ce vreau la tine. Asta este segmentul AB, da? Da. Aici e bucata R mare. În partea asta e bucata R mic. Ia gândește-te cum este AB în raport cu R mare plus R mic. Mai mică. Mai mică, e mai mică. Mai mare. Este egal. Și zicem, păi dar vezi că AB-ul e compus din cine? AB-ul e compus din AT plus TB. Când ai așa un segment și un punct în interior, segmentul mare îl formezi din segmentul de aici plus segmentul de aici. Astea două segmente puse cap la cap îți formează segmentul mare. Dacă astea două segmente puse cap la cap îți formează segmentul mare, înseamnă că AB face AT plus TB. Adică AT-ul face el mare și TB-ul face el mic. Aceste două cercuri care se taie într-un punct și sunt și unul în afară al altuia, aceste două cercuri se numesc cercuri tangente exterioare. Și zicem, cercurile tangente exterioare, cercurile tangente exterioare au un punct comun, au un singur punct comun, sunt unul în afara altuia, deci sunt unul în afara altuia, iar AB-ul egal cu R mare plus R mic, cercuri tangente exterioare. AB egal cu R mare plus R mic este o relație ce îți caracterizează ție, îți caracterizează cercurile tangente exterioare. Da? Deci la cercurile exterioare avem AB mai mare ca R plus R, la cele exterioare avem AB egal cu R plus R. Da? Altă situație. De aia, câte situații am la cercul? Câte? 6. Ia să vedem dacă sunt 3 sau 6. Deci până acum câte am avut la cele două cercuri? Adică situații. Poziții relative la două cercuri. Două. Mai zic că sunt trei toate. Nu am spus că poți fi un excelent și nu ai niciun punct comun, să faci un singur punct comun. Și să aibă două puncte comune. Și după aceea să fie cel în sine, dacă să fie în interior. Da. Așa. Ce fi că eu vreau 6? Da? Nu 3, nu 4, nu 5, fix 6. 8, 10, da? Aceste două cercuri, păi, ați fost pe la școală, dragilor. Dacă ați fost pe la școală, trebuie să știți astea ca pe toate nu sunt. Aceste două cercuri, A, B, au două puncte după care se intersectează. Punctul P și punctul Q. Aceste două cercuri care au două puncte de intersecție se numesc cercuri secante. Cercurile secante. Cercurile secante. Sunt
sunt cercurile care se intersectează în două puncte comune. În două puncte comune. Două cercuri secante sunt caracterizate de următoare relație. Dacă aici este R mare și aici este R mic și măsur pe AB, AB este mai mic decât R mare plus R mic. Da? Deci avem că AB mai mic decât R mare plus R mic. Însă nu numai că e mai mic decât R mare plus R mic, la rândul lui este mai mare decât R mare minus R mic. Și mai mare decât R mare minus R. Deci R mare minus R mic trebuie să fie mai mic decât AB mai mic decât R mare plus R mic. E o relație care ne caracterizează nouă două cercuri secante. Am nevoie ca la fiecare din aceste cercuri tu să ai o relație prin care să scoți, să-mi caracterizezi cercurile. Da? Și iată care relații sunt. Se compara AB odată cu R mare plus R mic. Dar nu numai cu R mare plus R mic, se compară și cu R mare minus R mic. Da? Deci avem AB cuprins între R mare minus R mic și R mare plus R mic. Iată relația care îmi caracterizează cercurile secante. Deci până acum avem trei situații, da? Continuăm. Aici avem un cerc și acum în interiorul lui, nu știu dacă am să pot să fac, voi desena un alt cerc care intersectează cercul mare într-un singur punct. Cam așa ceva. Probabil cum una liberă mai greu. Sau așa, cum nu. Deci aici avem centrul A, centrul B, ia uitați-vă la AB. Și îl prelungesc pe AB până ajunge în punctul T, punctul în care se intersectează cele două cercuri. Aceste cercuri, pentru că se taie după un punct, se cheamă tot tangente. Numai că ce fel de tangente sunt? Sunt tangente interioare. Deci până acum aveam tangente exterioare, când un cerc și celălalt cerc era unul în afara altuia. Și acum sunt cercuri tangente interioare. Cercurile tangente interioare. Cercurile tangente interioare sunt cercurile situate unul în interiorul altuia, situate unul în interiorul altuia, unul în interiorul altuia. Și au un singur punct comun. Și au
un singur punct comun. Și au un singur punct comun. Deci cercurile tangente interior. Ia uitați-vă la AB și am un singur punct comun. Uitați-vă la AB și uitați-vă la AT. AT-ul cine este? Păi dacă este să mă gândesc la AT, AU era centrul cercului mare, TU era punctul de pe cercul mare, AT va fi el mare. Va fi raza mare. Ia să uităm la BT. BT cine este? Va fi rază mică, pentru că unește centrul cercului cu un punct de pe cercul mic. TU este atât pe cercul mare și așa. Păi atunci AB-ul, dacă este să mă gândesc la AB, AB-ul cine va fi? Va fi toată raza mare din care scot bucata din afară. Și atunci lungimea lui AB este raza mare minus raza mică. Și iată pe AB. AB egal cu rază mare minus rază mică. Cercurile tangente interior. Da? Bun. Deci aici avem cercuri tangente interior. Deci până acum avem așa. Exterioare, tangente exterior, secante, tangente interior și să mai vedem. Avem un cerc. Tata s-a spart un cerc mai mare. Și am să fac în interior un alt cerc. Cerc mic? Da. Dar ce se întâmplă? Cercul mic este complet situat în afara cercului mare. Nu se atinge. Nu se atinge. Plecul se atinge. Trebuie să nu se atingă. Da. Și la tine se cam atinge. Trebuie să pun lupa. Nu se atinge. Acolo, la bravo. Așa. Aici e punctul A, aici e punctul B. Ia uitați-vă. Dacă eu îl construiesc pe AB, AB și îl prelungesc până taie ambele cercuri. Deci l-am construit pe AB și mi-am făcut să-l taie ambele cercuri. Aici să zicem că este T și aici este R. Ia uitați-vă la AT. AT ce va fi? Mă așteptați? Cine va fi AT? Va fi raza mare. Da, BR. BR. Va fi raza mare minus AB. Nu. BR este raza mică. Da? Pentru că unește centrul B cu un punct pe cercul mic. Va fi raza și mare. Va fi raza mare. Așa. Ia să-l comparăm. Asta se cumpăiesc, ca să nu zicem eu. Bun. Ia să-l comparăm pe AB acum cu diferența. Rază mare minus rază mică. Păi dacă este să-l compar pe AB cu diferență rază mare minus rază mică, cum este AB față raza mare minus raza mică? Deci, ăsta este AB. Ți-am zis și acum? Și acum fac rază mare. Raza mare din cine e compusă? Raza mare e compusă din AB, din BS și din ST. Toate astea trei segmente puse cap la cap formează segmentul mare. Deci AT vine AB plus BS plus ST. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că
dacă eu din bucata mare a T tai bucata mică B, adică tai bucata asta B S, rămâne astea două. Rămâne AB și ST. Adică AB va fi mai mic decât raza mare minus raza mică. Deci, iată care, relația care îmi caracterizează mie, îmi caracterizează două cercuri interioare. Și zicem, cercurile interioare sunt cercurile situate unul interiorul altuia. Sunt cercurile situate unul în interiorul altuia, unul în interiorul altuia, iar AB este mai mic decât rază mare minus rază mică. Însă mai e o chestie care trebuie să fim atenți. AB-ul să fie diferit de 0. Da? Deci cercuri interioare. Deci cercuri interioare, cercurile în care AB este mai mic decât rază mare minus rază mică. Și ultima situație, în care cele două cercuri sunt tot așa, unul interiorul altuia, doar că mai mult, ele vor avea același centru. Practic, păsesc centru și desenez încă un cerc cu același centru, dar cu raza mai mică. Aici este și punctul A și punctul B. Și încearcă să-mi faci un cerc cu același centru ca și A. Bun. Cele două cercuri se cheamă cercuri concentrice. Cercurile concentrice. Concentrice. Sunt cercurile care au același centru, care au același centru, și raze diferite, și raze diferite. Dacă este să caracterizăm cercurile concentrice în funcție de AB, AB este egal cu 0. AB egal cu 0 îmi caracterizează mie cercurile concentrice. Dragilor, asta e toată lecția despre cercuri.